Ce reprezintă Eminescu pentru dumneavoastră și pentru România? Eminescu reprezintă esența românității. Mergem la lucruri personale, nu? Dacă veniți la mine pe masa mea de lucru, există Biblia și Eminescu. Opera politică. Nu poezia. Toți îi dăm cu Luceafărul, cu nu știu ce poezii românești, foarte bine, foarte frumos. Opera politică. Aia este esențială. Aia ne reprezintă. Aia este, are o valoare, adică are o valoare a permanenții, a eternității. Aia e România. Prezentă, trecută și din viitor. Eminescu. E Biblia românității. Ăsta este Eminescu. Pentru mine este esența istoriei românilor. Nu istorie numai, istorie trecută, istorie prezentă, istorie viitoare. Vă mulțumesc.